Maria. Maria. Urât, comun și fără sunet personal. Prede. Te previn, Andrei, că ori de câte ori ai să mă chemi altfel decât cum mă cheamă, n-am să-ți mai răspund. Eu nu sunt nici Marie, nici Mary și nici Ray. Mă numesc simplu Maria. Toate femeile din jurul nostru se numesc normal, de exemplu, Suzy Ioaniu, o cheamă Suzana. Suzana. Ei, recunoaște și tu că ar fi oribil dacă îi s-ar spune așa, nu? Uite, Bebe Stoian, Bebe Stoian, uite, Ani, uite, toată lumea. În sfârșit, Lulu, Rita, Riri, Gabi. Numai tu, Maria, simplu Maria, ce nume de provincie. Uite-te la mine, râd. Râd tare și cu poftă. Mă amuză, sincer, pasiunea ta pentru numele șifonate, nostime, puțite, numai pentru că au un Y sau un E mut, sau vreo consonă dublă. Uite, am o surpriză pentru tine. Azi dimineața ți-am angajat noua cameristă. Cum crezi că o cheamă? Cum? Maria! Ai, nu pot să cred. Pe cuvântul tău. Bine. Maria. Și care e problema? Află că nu mă supără deloc și că am să-mi las numele în pace, cum o să-i las și pe al ei. Numele ăsta ne poate acoperi pe amândouă în aceeași casă, odată cu toate Mariile din lume. Da, ești... Să zic, ești iremediabil, Brugheză. Ai putea să porți chiar și rochiile alea de la 1915, odată cu numele. Da. Peste 2 ani, la Paris, eu și Andrei am dat peste expoziția unei artiste italiene pe nume Maria Lani, care fusese mulți pictori să-i facă portrete. Cred că pe Andrei l-a surprins că o femeie atât de distinsă ca acea actriță italiană se poate chema ca mine, Maria. Am fost așa un dobitoc că nici n-ar trebui să mă ierți. Porți exact numele care se cuvine. Un nume fără grație vizibilă. Un nume care nu suportă diminutive. Ce prost am fost. Mândru ca tine. Simplu ca tine. Poate că e prea grav. Nu știu, uneori te-aș vedea altă, mai strintere, mai liniștită, așa cum sunt eu. Eu sunt de-a dreptul nebun. Dar, da, oricum, aș vrea să fie altfel. Da, să fiu mai tânără, nu? Nu glumi. Pentru că, dacă ar fi să vorbim de vârstă, eu sunt mult mai în vârstă decât în fire de părba alta. Dar eu știam, am știut că în seara aceea, Andrei spusese cele mai delicate și mai juste lucruri care se puteau spune despre iubirea noastră. El era cu cuvânturile și cu lumea largă, în timp ce eu eram cu așteptare și cu eternitate. O femeie. Drag. Maria.